Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexis Carré. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.